Alocări financiare pentru spitalele din județul Hunedoara. Conducerea Casei de Asigurări de Sănătate spune că sunt cele mai mari sume de până acum destinate serviciilor medicale și asistenței medicale spitalicească din cadrul sistemului de asigurări de sănătate. La repartizarea acestor sume s-a ținut cont și de necesitatea acomodării spitalelor la noile realități după încheierea stării de alertă. Casa de Asigurări de Sănătate Hunedoara a încheiat contractarea cu unitățile medicale din județ pe trimestrele 2 și 3. În perioada pandemiei, sumele alocate au fost consistente pe fondul supra-solicitării unităților medicale. Conducerea CAS spune că sunt cele mai mari sume alocate până în prezent spitalelor din județ. Acestea sunt menite să asigure funcționarea fără probleme din punct de vedere financiar al spitalelor. Va trebui să-i reînvățăm pe oameni că prevenția este cheia unei vieți sănătoase, va trebui ca oamenii să aibă din nou încredere în a veni la spital și, cu siguranță, toată această sumă ar trebui să însemne ca niciun pacient să nu mai fie nevoit să aducă de acasă pansament, ser, seringă, ace sau eu știu ce alte echipamente medicale sau medicamente li se solicitau unei durerilor să aducă, să vină cu ele în plasă de acasă. Asta nu mai trebuie să fie sub nicio formă tolerat într-un spital din județ, și care încurajez pe cei care sunt, care trec printr-o asemenea experiență, să ne sesizeze și pe noi, ca să putem să facem un control, să vedem de ce se întâmplă așa ceva în vreun spital. Dar convingerea mea este că aceste probleme au dispărut din viața medicală hunedoreană și acum suntem pacienți tratați cu respect și avem șansa la viață, mai multe șanse la viață sănătoasă. Conducerea Spitalului Județean de Urgență Deva spune că era nevoie de asigurarea unei alocări mai mari pentru desfășurarea activității în condiții bune. Și este bine că CAS Hunedoara a alocat bani și în funcție de adresabilitatea care este mare la Spitalul Județean de Urgență Deva. Din fericire față de anii trecuți legat de contractul cu Casa de Asigurări, sumele sunt mult mai bune. Modul de calcul este avantajos pentru spitale, ceea ce ne permite ca în perioada următoare să avem o liniște din punct de vedere financiar. Nu se putea altfel din punctul meu de vedere, pentru că în perioada asta sunt multe greutăți. După perioada de pandemie, încă adresabilitatea oamenilor este destul de redusă și s-a decis la nivel național și la nivelul casei județene ca modul de calcul să fie diferit, în așa fel încât sumele sunt mult, mult mai mari decât în anii precedenți. În total, sumele contractate de spitalele din județul Hunedoara până la finele lunii septembrie se ridică la aproape 145 de milioane de lei.